Se întâmplă chiar la granița cu România. Vestea cumplită a venit chiar în această seară. Sarcinile armatei sunt precise. Președintele din Serbia a reacționat după ce au avut loc mai multe incidente armate la frontiera cu fosta provincie Kosovo, care și-a proclamat independența. Astfel, prezența militară a fost suplimentată. Alexandar Voi l-a trimis la frontiera cu fosta provincie Kosovo pe generalul Milan Moșsilovici, șeful statului major al armatei sârbe. Sarcinile armatei sârbe sunt precise și clare și vor fi îndeplinite în totalitate. Situația la graniță este complexă și complicată, astfel că necesită prezența armatei sârbe, a afirmat președintele din Serbia, conform informațiilor transmise de au fost raportate mai multe incidente armate în zone din nordul Kosovo. Potrivit sursei menționate, duminică seara au fost raportate mai multe incidente armate în zone din nordul Kosovo. Există informații că serviciile de securitate kosovare au intervenit pentru dezmembrarea unei baricade ridicate de etnici sârb. Guvernul de la Priștina susține că informațiile nu sunt reale. Separat, un echipaj al misiunii NATO în Kosovo a fost vizat de focuri de armă. Dar nu au fost raportate victime. Premierul serbici, Ana Bernabici, a avertizat săptămâna trecută că în Kosovo există riscul izbucnirii unui conflict armat din cauza intensificării tensiunilor intercomunitare. Pledând însă pentru acțiuni de menținere a păcii. Trebuie să facem totul, noi toți, pentru a încerca să menținem pacea. Într-adevăr, suntem în pragul unui conflict armat din cauza măsurilor unilaterale ale autorităților de la Priștina, a declarat Ana Bernabici. Kosovo, fostă provincie sârbă cu populație majoritar albaneză, și-a proclamat independența în 2008, după un conflict militar. Serbia nu recunoaște independența Kosovo și încurajează pe etnicii sârbi să sfideze autoritățile de la Priștina, care vor să-și exercite suveranitatea pe întregul teritoriu. Sute de etnici sârbi din nordul Kosovo au construit începând din 10 decembrie baraje pentru a protesta față de arestarea unui fost polițist sârb. Poliția kosovară susține că a fost vizată de trei atacuri armate. Misiunea de poliție a Uniunii Europene a fost vizată de un atac cu grenadă de manevră, dar nimeni nu a fost rănit. Guvernul de la Priștina vrea să organizeze alegeri locale în zonele cu populație majoritar de etnie sârbă, dar pe fondul tensiunilor, scrutinul a fost amânat până în aprilie.